Din 15 mai, peste câteva zile, ne vom vedea la față doar cu mască. Măștile vor deveni obligatorii atunci când mergem la magazin sau în transportul public. Vrem, nu vrem, chiar și la serviciu va trebui să purtăm. Cine nu respectă această regulă, plătește. Din 15 mai, masca va fi obligatorie în interior, inclusiv la locul de muncă. Reluarea activității va însemna și mărirea numărului celor cu care intrăm în contact. Guvernul vrea să-i oblige pe cei care lucrează cu publicul să-și schimbe masca de câteva ori pe zi. Angajatorii vor fi cei care ar trebui să le asigure măștile. De îndată ce au trecut 4 ore de când ne-am început treaba, avem obligația de a ne schimba masca de protecție cu una nouă. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că pe întreaga durată a activității vom avea gura și nasul acoperite. La metrou, dar și în mijloacele de transport în comun, toată lumea va trebui să poarte mască. Sunt spații închise, iar riscul de infectare este ridicat. Masca trebuie să acopere gura și nasul. La urcare în autobuz avem grijă unde ne așezăm, încercăm să păstrăm distanța față de ceilalți călători, iar locurile le ocupăm după principiul un loc liber, un loc ocupat. Nici de aici nu trebuie să ne lipsească masca de protecție. Și atunci când intrăm într-un magazin sau într-o instituție publică, trebuie să ne punem mască. Deocamdată nu au fost anunțate sancțiunile pe care le riscă cei care nu respectă regula. Dar cel mai important este ca fiecare dintre noi să fie conștient de riscurile la care se expune sau îi expune pe alții. Vom avea voie să mergem pe autobuzul doar cu mască? Da? Și să respectăm distanța față de ceilalți călători. Credeți că se va putea respecta această regulă? Dacă se dublează numărul, se mărește numărul de autoturism, de mijloace de transport, atunci da. O port. După cum vedeți, am și mănuși, dar este greu pentru că este foarte cald. La începutul pandemiei, România s-a confruntat cu o criză de măști. Luna trecută pe un site, primul stoc de 5 milioane de măști s-a terminat în doar 6 ore. De la 125 de lei, prețul unei cutii cu 50 de măști a scăzut sub 100 de lei.